Hong Kong. Grazie a tutti. Bună ziua, pentru ce ați venit aici? Protestăm împotriva abuzurilor autorităților, împotriva nerespectării Constituției României și a legilor care le dau sunt neconstituționale, împotriva prelungirii nejustificate a unor restricții care nu au dat rezultat. Veniți de la Arad, nu? Da, veniți din zona de vest, suntem din nord, din vest, din est. Da, da, da. Noi suntem doar reprezentanții celor de acasă, sunt mult mai mulți. Sperăm să nu se ajung, să nu fie necesar ca toată lumea să lase clubul și casa și serviciul să vină la București, pentru că cel mai recomandat ar fi să se rezolve problemele de la sine, în mod legal și pașnic, pentru că noi de aia i-am mandatat pe parlamentari. Autoritățile au fost instalate în funcție în baza Constituției, după ce au fost instalate în baza Constituției, păi să respecte Constituția. Nu spune ei să respectăm statul de drept, să apărăm statul de drept. Mai filmez încolo. Vă mulțumesc mult! Pace, șef! Tracări din Covasna, tati. Salut! Salutare! De unde vii? Din Ploiești! Și de ce ai venit aici? Vrem libertate fără certificate, vrem să se ținească motorina, să se ținească absolut tot. Ne rupe, frate. Am înțeles. Ar trebui toți tinerii, ar trebui și poliția să ne fie alături. Absolut toți. Ar trebui să ieșim în stradă. Da. Tineri ca mine ar trebui să iasă în stradă. Noi suntem putere. Asta e toată problema, dar noi nu ieșim. Ne-am strâns cât am putut să venim, poate reușim să facem ceva, dar asta acum cu ajutorul Dumnezeu. Pace, boss.